Să găsești un strop de apă în Mariupolul bombardat era echivalentul unei lupte pentru supraviețuire. Copiii așteptau ploaia ca să poată bea apă din băltoace, iar femeile își riscau viața alergând kilometri sub tirurile de artilerie până la o fântână. După ce casa ei a fost distrusă de bombele rusești, Iulia și fiicele ei în vârstă de 11, 6 și 3 ani au trebuit să găsească un adăpost într-un subsol, dar femeia nu avea cu ce să își hrănească copiii. Le era atât de sete încât, când ploua, ieșeau în fugă să caute băltoace din care să bea apă. Nu aveau nici mâncare, nici produse de igienă, nici toaletă, nici duș. Am avut un castron mic de supă pentru 3 copii o dată pe zi și un pahar cu apă pentru ca ei să poată să se spele, a povestit Iulia pentru BBC. Copiii cereau de mâncare, de aceea ea a încercat să-i hrănească la culcare, astfel încât să se simtă sătui când dormeau. Când a început să plouă, în primul rând au putut să bea din băltoacă și au spus că apa aceea era atât de gustoasă. Apoi au găsit niște tigăi pe care să le umple cu apă, a povestit Natalia, o prietenă din Marea Britanie a femeii. Auzind tragedia prin care trece prietena ei din copilărie, ea a căutat soluții pentru a o scoate din Mariupol. În cele din urmă, Iulia a fost nevoită să-și lase copiii ascunși în timp ce mergea să caute apă de băut. Era o fântână la 3 km distanță, a trebuit să fugă acolo sub focuri de armă, sub bombe. Iulia și fetele ei se numără printre cele 11 milioane de ucraineni forțați să-și părăsească casele înainte de a scăpa în cele din urmă de Mariupolul asediat, cu săptămâni înainte de începerea evacuării coordonate de către ONU din orașul important din punct de vedere strategic. Orașul port Mariupol, care a fost încercuit de la începutul lunii martie, se află acum în cea mai mare parte sub controlul forțelor ruse. Forțele ruse au blocat combinatul și continuă bombardamentul aerian. Rusia a fost acuzată de crime de război pentru bombardarea intensă a orașului, primarul orașului afirmând că cel puțin 20.000 de civili au fost uciși, peste 100.000 de oameni sunt încă blocați în oraș.